se bat peștele pe odată în sare, în în ardi, în... dar înainte să apară bidoanele alea de care spuneați, le țineau în butoaie, îl țineau peștele în butoaie. Era butoaie sau de lemn. Da, erau ca cuvite din alea. Așa, ca niște troci. Da. Da. Făcute din scânduri de rec. Făceam marangoul după aceea. Aveam marangoul după aceea și stătea la mine. Aici, vecinul ăsta, care pe casă părăsit. Da, da. Și asta e pe stâlp, făcută pe furci. Nu, să ne uităm. Toată și-a lipit de pe da. E făcută de acum când s-a făcut la formă. Și tot așa. Tot malasol că mâncau. Tort de pâine, mama da? Ne făcea și știucă și crap, băga acolo pe pâine ce făcea, că el mai era fierbinte încă în jos. În tort. Da, și băga imediat ce făcea acolo. Ce legume se cultivau în zonă? Aveam duholcă la lijancă. Duholcă ne spuneam, tot așa, cuptor. Da? Așa mic. A, cred că am văzut, așa. Da, așa. Și acolo, când verdea focul, punea și acolo, făceai mâncare. Și, da, și în duholcă. Da. Am văzut la nea... L-am prins în... Da. Și la moș Artiom, l-am prins în viață. Da, am filmat și acolo. Am văzut duholca aia. Așa mic, nu arde focul, trece pe un mic, să vrea și deasupra și încălzește, adică tabla se încine. Și copiii dormeau pe lujancă? Da, eu, lujancă și duholc. Iarna, când merge la bab, direct acolo, stac, să le dau încălzat. Te placă, uitasem să vă întreb, că ne-am luat, făcut o paranteză, când se strângeau oamenii la construcția casei, la claca aia, ce se mânca? Tot, și cumva pește sau poate carne, aveau găini unii. Țineau găini, tăia, da. Găini, tăia, dădea mâncarea asta, dădea. Gazda făcea mâncare? Gazda care mânceai la el, dădea mâncare, un păhărel era chiul la masă și un vin. Iar la muncă până se întâlnită. Rachiu se producea aici în sat. Păi, ce vă știu, făcea una acolo în cartea aia, era unul din Letea. Făcea rachiu. Avea cazan. Da, avea cazan. Și din ce? Din ce fructe? Din corcodușe? Din ce am văzut? Ce gătui erau la noi, mai mult gătui erau și corcodușe. Despre ciulinii de baltă. De se mâncau, când a fost și foamea, am înțeles. Foamea, de pe timpul ăsta, de acum septembrie. Acum, dacă mergem, găsim? Le adunam câte o barcă. Așa, cum făceați? Le adunam și în pod după aia. Ia, se uscau și iarna, mai tăiam, mai fierbeam. Se fierbeau? Da, fierbeam. Și acum pot să fie, mai fierbeam, că încă am răsunat. O multă trădie. Da? Dar cum, ce gustau? Cum arată? Ca luna, nu știu. Deci ăla e gol. Ăsta e fructul. Dar ăsta e de anul trecut, e gol, nu e. Și înăuntru e cât o alună. Da, are un mez alb. Așa. Nu se taie așa, sau taie așa, cu cuțitul și scoate. El de aici, de... Asta cade jos, acum toamna, cade jos în pământ și de aici îi dă din nou rădăcină și crește altă frunză și după aia de la o frunză se răspândesc mai multe frunze. Și ce se mai mânca? Am înțeles ceva cu papură? Papură, rădăcină. Mâncam și cu copii și din alea de
Iarna se face rădăcina jos, noi ziceam mucava, spuneam mucava. Ăștia mistreții mâncau prea mult. Rădăcina e dulce. Dulce. Da. De fapt, acum până proaspătă, vara când crește el și dă rădăcină iar. Și aia e fragedă așa. Și mâncați și rădăcina? Da, da. Eu și anul ăsta am mâncat. Deci toată papurica aia, așa? Sau dacă nu scoți și când tânără ăla, miezul ăla desfaci, așa? Miezul ăla îi trage și mănânci. Mai găsim și acum oare? Dacă, sau... Cred că mai găsiți, că mai dă el o stare apă caldă. Și, deci mâncați și rădăcina, acum mâncați, așa? Crudă? Da, nu e nimic ce. Sau ăsta de nufăr. Așa. Mănâncăm și aia, fructul de nufăr. Fructul de nufăr, dar cum arată? E, face la urmă, face așa un fruct și înăuntru are boabe calamac. Calamac. Dar are o gelatină așa, iată. Așa. Și ăla, bun, mâncam. Noi că eram copii, strângeam cu o găleată. Mâncam un chiloț, după ce totul se lipeau de nou. Și mâncam. Mâncați din ăla. Mâncați așa pe baltă, de mâncat. Sau aduceați acasă? Acasă duceam. Ce se mai culegea, așa să zic, din natură? Ce se mai mânca? De exemplu, cum am zis, de nucii de baltă, de... Nu știu, nu mai erau. Mai erau niște... Foarte rar găseam. E o iarbă care face în pământ tot ca o nucă, alb. Da. Cuțe, așa, dulci, dulci. E așa, miros. Făcut erau. N-am mai mâncat nimeni, n-am mai căutat. Cred că mai e iarba aia foarte rară. Face tot așa un bulb în pământ și de pe pot cu pământ în manuale, este cu ăla și are un bulb așa mic. Da, bulb. Și ăla se mănânc. Da. Foarte rară. Să adună așa. Foarte rară. Plante medicinale se culegeau? Măi, izmă. La noi și acum. Eu iarna am izmă. Acum am cules în mai. Iarna fac ceai. Faceți ceai să facem. Ceai cu care dimineața vreau să plec la baltă. Iar cu ceai cu el, vreau cu un biscuit sau cu internet. Și la nuntă, de exemplu, ce mâncare nu lipsea, ca să zic așa, din tradiția? Ceai cu curul de porc, găină. Bine, se făcea fiptul de porc. Da, de și găină. Pește se servea? Pește nu, că erau tosătui de pește. Tosătui de pește. Dacă se făcea aici în doar. Da, 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 am înțeles, am înțeles. Așa, ce prăjituri se fac aici? Eu am niște piraștii, am mâncat. Aia, piraștii, da, și arenii, cum spunem noi, care fierb în apă direct, pui cu ăsta, cu... Brânză proastă, de cum spune. Brânză de vaci, noi spunem sir. Sir. Sir înseamnă brânză proastă de vaci, adică nu brânză. Nu, da, da. Și ne făcea mama când era mici, n-am mâncat de mult, era știi cu fasole fiartă. Fasole fiartă bine. Așa. Dată prin tot. Așa, tăcător, prin făcută pastă. Un tăcător, da. Tăcător, da. Așa. Și după aia punea puțin zahăr și făcea pirașchi din aia iară. Umplute. La un cuptor punea în ăla de făină, de pâine cuptor sau în... Se făcea în duholcă. În duholcă. Sau prăjite. S-a fost foarte bine. Și dovleac. Și dovleac. La dumneavoastră se mănâncă dovleac. Cinte de dovleac. Mama făcea, eu așa îmi făcea, care de a mâncat mult la 4 ani, s-a plecat și am ajuns la spital. Mângeam fiecare zi să-mi facă plăcintă cu dovleac. Da, da, da. La 4 ani am fost la spital, dar tot ce. Când erai dumneata mic, racii ăștia îi trindeați la, tot la sistemul ăsta de cruști? No, no. Cum erau? La plasă, la mintire ăsta intrau. Că ne schimba, ne frica racul toamna când la împerechire acum începem. În octombrie, noiembrie încep împerechirea. Și atunci trăim mult, ei aleargă unul după altul și erau fine.
Și pe ca el are forie aia pe el, că distruge plasa repede. Și ne schimba la 2 ani, ne dădea altă plasă, numai la talent. La talent se prindeam. Și cum se mâncau doar fierți sau? Asta mâncam și noi, fierți mâncam, atât, dar tot ca tot merge la export. Poate numai la, nu știu cum e spun, în trei, da? În cât continental, acolo, cu centri, chiar. Întreba Lucian de fierzi, numai că unii spuneau că mai băgau și... Am spus de parcă un pluț. Un pluț cu... Un pluț cu orez. Ce am în oraș, un pluț cu orez. Că și eu am trecut. Dar cum se făcea? Cum făcea? Păi îi taie picioarele mici și aia mari. Mari se păstrează pui la cun, la crașiță. Dar se taie coada aia, scoți la coadă. Este aia un vârf și iese mac ăla, cum bană se spune. Și faci cu ceapă, călești ceapa cu bulion puțin și orez. Puțin orez la urmă și după aia pui la fiert orezul și pui așa de cât vrei, dacă nu scoți carapacea, curiți în carapace, pui orez nefiert, după aia le fiert cu raci un pus, așa zic, scoți carapacea, desfaci numai așa, scoți dinăuntru cu lingurița ce are acolo și pui o lingură de orez, închizi înapoi și pui frumos așa și după aia la fiert, după aia deasupra torni ceapă călită cu bulion să teagă. Cu tot așa, cu puțin mieștean sau în jet. Dacă am vorbit de mâncare, numai două, trei lucruri, altă mâncare de asta, de sărbători, ce făceați? Ce se mânca? De Paști, de Crăciun? De Paști, rumacă principal. Făceai din o friptură, din fasări normale, bine, făcea din porc, dar de porc normal de Crăciun. Cârnați, tazi, făceam masă, lumină, tobă, se tăia porcul și tot făceai tobă, cârnați. Nu știu cum plută se făcea, dar știu că am zis ceva criză așa în trecut, știu cum plută. Se făcea, inclusiv, cum? Știu cum pluta? Da. Asta cum? Adică știu că jupuită, iei piele de pe carne, carnea folosești la tăcat, tot așa, cu condimente, cu alții bagă în creiere cât e un ou și taie, adică ou, fier. Da, da. Condimente tot cu buștean, cu pătrunjel, cu ceapă călită și așa, și faci și bagi în, știu că, o foș, acolo numai la gâi, de la gâi se taie așa și o zupoi să iasă cu orice, cu coale, cu coale, cu orice, cu coale, cu aia umple, umple și poți să ieși la gâi sau cu prin scolă, cu o scobitoare din aia așa. Îi pui la cuptor și se coace și după aia taie rondele și mănâncă.